Cum v-am promis, mergem fix cu 100 de ani în urmă. Bună, Coduța! Bună, Tudor! Ziua de 18 septembrie 1918 ne aduce din nou în prim plan evenimentele de pe front, care vor determina, de fapt, posibilitatea reintrării României în război și apoi participarea statului român la conferința de pace în postura de învingător. Iată, de asta dată avem în prim plan campania din Macedonia, unde trupele francezo-sârbe atacă punctele bulgărești militare. Campania de atac începe încă din 12 septembrie, continuă în zilele următoare de pe vârfurile muntoase Vetrenic, Sokol și Dobropolie, la o altitudine de peste 1300 de metri, și obține victoriile pe care toată lumea le spera. În țară, la Iași, datorită unirii Basarabiei la statul român, crește valul studenților basarabeni care vin să studieze la Universitatea din Iași, ceea ce determină autoritățile să ia măsuri atât pentru sporirea spațiilor de cazare, dar și suplimentarea sărilor de curs. În ceea ce privește spațiile de cazare, Ministerul Instrucțiunii și Cultelor a făcut o serie de licitații, însă iată, avem aici un exemplu în care locuitorii veneau cu propuneri de vânzare pentru propriile imobile în acest scop și respectivul locuitor al orașului Iași spune că va vinde cu 89 de lei metru pătrat, dar se pare că din rezoluție aflăm se încheiase campania de licitație și de achiziționare de noi spații, așadar respectivul va rămâne cu imobilul nevândut. Rămânem în Basarabia, într-o localitate de pe malul de sud al Prutului, Leova, unde locuitorii, și vedeți, sunt mulți la număr, au semnat această petiție către guvern în frunte cu ajutorul de primar, deoarece contestau reorganizarea administrativă și trecerea statutului localității de la comună urbană la cea rurală, pierdeau din avantajele pe care le aveau. Și mai grav este că se plâng de comportamentul jandarmilor, care trebuiau să asigure, de fapt, siguranța bunurilor și locuitorilor. Acești jandarmi forțau în fiecare zi să se aleagă 16 locuitori care să-i ajute la paza aceasta, cât de fapt erau puși să spele podelele, locuințele jandarmilor, latrinele, să le lustruiască ghetele și să le care coșurile la cumpărături. Cine se împotrivea acestor măsuri era bătut și jignit groaznic. De la un român aflat sub acoperire în jandarmeria austro-ungară, aflăm că autoritățile austriece emiteau pașapoarte, permise de trecere pe Nistru pentru vase, în mod ilegal. Exista un contrabandist corupător care organiza această trecere frauduloasă, iar mita era, de exemplu, pentru un cal 50 de lei. O fotografie, document aici. O fotografie cu Alexandru Averescu, președintele Ligii Poporului. Am tot pomenit, însă trebuie să scoatem în evidență avântul pe care acest partid l-a luat în România. Iată aici o notă informativă care arată că s-au strâns deja 8.000 de semnături de adeziuni la acest partid, iar pasul următor era acela de a trece în Basarabia și de a continua strângerea de adeziuni.